Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Carina Müller și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Autoritățile vor face o anchetă la termoelectrica în urma defectării unui generator. Incidentul s-a produs la doar câteva săptămâni după finalizarea reparației capitale. Guvernul de la Chișinău anunță pachetul de compensații acordate cetățenilor în perioada rece a anului. Este prevăzut un buget de 5 miliarde de lei, dublu față de anul trecut. În Polonia este în plină desfășurare ancheta privind circumstanțele în care o rachetă a lovit un sat de la granița cu Ucraina. Liderul de la Kiev cere ca țara sa să participe la anchetă. Anchetă la principalul producător de energie electrică și termică din Republica Moldova, Termoelectrica, în urma defectării generatorului blocului energetic numărul 3. Incidentul are loc la doar câteva săptămâni după finalizarea reparației capitale a instalației. Lucrările au fost efectuate de compania Horus, care a câștigat licitația și a oferit o garanție de cel puțin 2 ani. Centrala este esențială pentru producerea căldurii și curentului în Republica Moldova. Presa scrie că acum Termoelectrica ar fi trecut la generarea agentului termic pe bază de gaze naturale, mult mai scumpe decât păcura. Într-un comunicat, Termoelectrica anunță că a depistat o fisură la conducta răcitorului, iar acum investighează cauzele avariei. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a declarat că generarea de curent este acum mai mică decât în mod normal. Conform contractului între Horus și Termoelectrica, compania s-a angajat să execute reparația generatorului pentru a-i prelungi termenul de exploatare pentru o perioadă de 5 ani. Aproape toți cetățenii Republicii Moldova sunt vulnerabili și au nevoie de ajutorul statului pentru a face față facturilor la curent. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Marcel Spatari, care a prezentat acum câteva minute valoarea compensațiilor pentru energie electrică în funcție de categorie de vulnerabilitate. Detalii are colega mea, Mihaela Ursu. Mihaela, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, cu puțin timp în urmă, autoritățile au anunțat valoarea compensațiilor pe care le vor primi cetățenii în facturi. Consumatorii casnici vor primi compensații pentru gazele naturale consumate, energia termică și energia electrică. Volumul maxim compensat pentru gazele naturale a fost stabilit la 180 de metri cubi pe lună. Consumatorii din categoria vulnerabilitate foarte ridicată vor primi 3.111 lei pentru compensații în factură, iar cei cu vulnerabilitate ridicate 2750 de lei. Pentru energia termică, plafonul compensat este de 1,3 gigacaloria. De asemenea, vor primi compensații la energia electrică în limita unui plafon de 75 de kWh, doar pentru categoriile de vulnerabilitate energetică foarte ridicată și ridicată. Astfel, cei mai vulnerabili vor plăti un tarif final de 3,3 lei pentru un kWh, iar a doua categorie de vulnerabilitate, cea ridicată, va plăti un tarif de 3,7 lei pentru un kilowatt-oră. Anul acesta, Ministerul Muncii și-a propus să ofere un program țintit, echitabil, bazat pe o analiză, așa încât familiile vulnerabile să beneficieze de cel mai mare sprijin în facturi. Bugetul pentru compensații este de circa la 5 miliarde de lei. Pe platforma compensații.gov.md până astăzi au fost depuse 645 de mii de cereri. Categoria de vulnerabilitate va fi apreciată în mod automat pe 25 noiembrie. Familiile care nu se înregistrează vor primi pentru luna noiembrie categoria de vulnerabilitate medie, însă pentru decembrie vor primi categoria de vulnerabilitate scăzută. Premierul a declarat că iarna nu va fi ușoară, dar nu ne prinde nepregătiți. Autoritățile spun că vor continua să mobilizeze resurse pentru a ajuta cetățenii. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată, prețul final va fi 12 lei per metru cub, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale, valoarea compensației va fi de 17,27 de lei per metru cub. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată, a doua categorie, prețul final va fi de 14 lei pe metru cub. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie, prețul final va fi de 17 lei pe metru cub.
Iar pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută, prețul final va fi de 24 de lei pe metru cub. Pentru consumatorii casnici de energie termică, consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată vor plăti un tarif final de 1450 de lei pe gigacalorie. Venim cu un program mai țintit, mai echitabil, bazat pe o analiză, astfel ca cele mai vulnerabile familii să primească cel mai mare sprijin. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, instituit în anul curent, prevede compensații în sumă de 5 miliarde de lei, ceea ce este dublu față de anul trecut. Căderea rachetei ce a ucis doi oameni în Polonia a fost cel mai probabil un incident nefericit. Este concluzia autorităților de la Varșovia, care presupun că ar fi vorba despre o rachetă antiaeriană a Ucrainei căzută accidental pe teritoriul Poloniei. În aceste condiții, guvernul de la Varșovia a comunicat că nu va convoca țările NATO pentru consultări urgente privind amenințările la adresa securității Alianței. Președintele și premierul Poloniei au declarat într-o conferință comună de presă că nu vor invoca articolul 4 al NATO, care prevede consultări între țările Alianței atunci când le este amenințată securitatea și integritatea teritorială. Ei au admis că în timpul bombardamentelor masive de ieri asupra Ucrainei, una dintre rachetele antiaeriene îndreptate împotriva celor rusești nu și-a atins ținta și a ajuns întâmplător pe teritoriul Poloniei. Nic, absolut nic nu wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Însă atât autoritățile de la Varșovia, cât și alți lideri occidentali susțin că anume Rusia este în ultimă instanță responsabilă de explozia rachetei din Polonia. Secretarul general al NATO a declarat într-o conferință de presă după reuniunea de urgență a Alianței că nu există indicii că Rusia ar fi încercat sau ar pregăti vreun atac asupra unei țări membre. El a subliniat însă că, indiferent de rezultatele investigației incidentului din Polonia, nu Ucraina, ci Rusia e de vină pentru cele întâmplate. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Jens Stoltenberg a salutat decizia țărilor membre de a furniza Ucrainei din ce în ce mai multe sisteme de apărare aeriană. Kievul susține că a doborât ieri cu ajutorul unor astfel de sisteme peste 70% din cele aproape 100 de rachete rusești lansate asupra orașelor ucrainene. Explozia rachetei din Polonia a avut loc în timpul intenselor bombardamente rusești împotriva infrastructurii civile din regiunea Volâni, din vestul Ucrainei. Rusia afirmă că nu a lansat rachete mai aproape de 35 de kilometri de frontiera Poloniei cu Ucraina. Kievul susține însă că are dovezi că racheta care a lovit teritoriul Poloniei a fost lansată de Rusia și a cerut să fie admis la investigația incidentului pe care au pornit-o partenerii săi occidentali. Rusia a bombardat azi dimineață infrastructura critică din câteva regiuni ale Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au anunțat că cele mai multe atacuri cu drone și rachete au fost lansate asupra orașelor Dnipro, Odessa și Kharkov, unde sunt și victime în rândul civililor. Presa ucraineană scrie că între timp au răsunat explozii și pe teritoriul peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Alerte de raid aerian au răsunat azi pe întreg teritoriul Ucrainei. Premierul Denis Șmigal a anunțat că rachetele rusești au lovit infrastructura energetică și o uzină de automobile din orașul Dnipro. În urma atacului au fost rănite cel puțin 14 persoane.
Tot în zorii zilei, Rusia a bombardat sistemul energetic al orașului Odessa din sudul țării, unde au fost răniți 3 oameni. Potrivit autorităților ucrainene, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au doborât mai multe rachete rusești, inclusiv 2 deasupra capitalei Kiev, unde oamenii au fost nevoiți să se ascundă în adăposturi. Autoritățile locale au anunțat că în timpul nopții a mai fost lovită regiunea din sud-est Zaporojie, unde au murit 2 civili, iar alți 3 au fost răniți într-un atac asupra orașului Harkov din nord-estul țării. Potrivit presei ucrainene, mai multe explozii au fost auzite în zorii zilei și în orașul Jankoi din nordul peninsulei Crimeea. Localnici au scris pe rețelele sociale că ar fi vorba de un posibil atac asupra aerodromului militar situat la periferia orașului, dar deocamdată nu sunt detalii. În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene, lansând marți 15 noiembrie cele mai intense lovituri cu rachete de când a invadat Ucraina pe 24 februarie. Autoritățile de la Kiev susțin că în acest fel Moscova vrea să demoralizeze populația și autoritățile ucrainene pentru a le determina să accepte condițiile Rusiei privind începerea unor negocieri de pace. Kievul susține însă că nu va ceda presiunilor Moscovei, căreia îi cere să-și retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei. Continuăm cu alte știri. Munca în echipă este cea care îi face pe oameni capabili de rezultate remarcabile. De asta s-au convins mai mulți localnici din satul Scorin, raionul Strășeni, care, obosit să meargă prin noroi și pe la autorități, au decis să-și construiască drum cu forțe proprii. Au adunat peste 1 milion de lei și au construit din beton o șosea de toată frumusețea. La un drum bun prin sat au visat toți localnicii din Scoreni. Locuim aici de mulți ani de zile și când te duceai la lucru la ora 5 dimineața, pe noroi ăsta, mai luai niște pungi și încălțai în cizme și când ajungi acolo, una o pierdeai pe drum, o cizmă curată, una murdară. Eu sunt căsătorit aici, în mahală, când am venit aici, aici erau caleele de jumătate de metru, nu puteai să ajungi acasă. Normal, sau când veneau ploile mari sau când îngheța, trebuie să scoatem mașina și să o ducem în centru satului, la cineva, la rude, ca să putem ieși pe urmă. Era foarte rău. Era noroi, tare greu de dus la grădiniță, la școală, copii. Și am luat o hotărâre, fiindcă oamenii au pornit drumul. Ne-am gândit și noi, hai să unim mână la mână și să facem și noi, că nu ne-am săturat de umblat pe noroi. Localnicii au economisit, au luat credite, au muncit peste hotare și cu toții au contribuit la repararea drumului. Primăria i-a ajutat doar cu lucrările de terasament. Să facem cumva, scoatem drumul ăsta în capăt, că suntem sătui de tăglodeam. Și doamnă a venit cu tractorul, cum a spus băietul, o zi jumătate și a lucrat. Și noi ne-am grămat de bani, am dat tot. Care a venit pe hotare, o 2 lei și-a pus. Am făcut 154 de metri lineari în lungime, de 3 metri lățime. Am pus tăț mână la mână, am socotit câte cât trebuie, cum trebuie. Mi-a costat 6 familii, câte 22.700 lei de familie. Am strâns câte 10.500 de la fiecare, de ce familie suntem noi. 4 familii, că aici e 6, aici nu dă nimeni. Și am apelat și la o hudiță care se duce pe deal. E oamenii au dat care și cum au putut. Mai trebuie făcute acostamentele și un drum de legătură cu strada centrală. Din nefericire, bugetul autorităților locale s-a epuizat și sunt doar promisiuni pentru anul următor. A mea ajunge, am calculat, pentru petriș în jurul la 60.000 de lei. Și vreau să vă zic, în comparație cu suma care cetățenii au acumulat-o, este foarte mică. Dar, din păcate, administrația nu are în buget. Vedeți, suntem la sfârșit de an. Din păcate, vedeți cum s-au scumpit absolut tot. Noi, primăria, nu mai avem, de câteva luni în urmă, nu mai avem să achităm lumina, telefoanele, motorina. De aia nu ne-au ajuns bani. La Scorene, doar 60% dintre drumuri sunt asfaltate. În Chișinău sunt peste 200.000 de mașini și doar vreo 15.000 de locuri de parcare. Din acest motiv, mii de posesori de automobile sunt nevoiți să încalce legea și să parcheze pe unde apucă. Autoritățile recunosc problemele, dar nu au fost capabile să le rezolve. Cetățenii Chișinăului recunosc că sunt nevoiți să încalce legea și să parcheze neregulamentar. De câte ori sunteți nevoiți să parcați neregulamentar așa? În principiu, întotdeauna. Cum eu lucrul meu e cu repartizarea alimentării, întotdeauna am probleme. Nu-i loc. Câte amenzi ați luat din cauza parcării neregulamentare?
De două ori. Două ori până când am. În centrul vechi al Chișinăului este haos. Goana după un loc de parcare poate dura mult timp, mai ales din cauza sensurilor unice impuse de autorități. Nu parchezi neregulamentar, este posibilitatea, faci multe cercuri, da, ele nu sunt, însă sunt multe mașini. Chiar sunt multe mașini și se repară greu drumurile. Ar fi problema chiar în prietenii care vedeți în față și pun conurile ca să-și bruneze locuri. Cineva este nevoit să facă genul 4-5 cercuri? Merg mai mult pe jos, nu nimic strașnic, nu e obligatoriu în fața ușii. Dar cât este de gravă problema în capitală? Lipsa foarte gravă cu parcările. Ce ar trebui să facă autorități? Cred că mai mult parcări sau subterane sau supraetajate. Nici trotuarele nu mai sunt pentru pietoni, ci pentru mașinile parcate. Oamenii se înghesuie printre autoturisme sau sunt nevoiți să circule pe carosabil. Este imposibil, nici pietonii uneori nu pot să meargă pe trotuare și e un haos total în oraș. Totodată și întârziem la lucru, că, într-adevăr, e prea multe mașini. Nu sunt parcări, dacă chiar aici în fața la școală, aici noi lucrăm aici și n-au unde să le parcheze. Le pun chiar aici pe bordură. În contextul parcărilor neautorizate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează conducătorii auto să parcheze în locuri corespunzătoare pentru a nu crea impedimente atunci când salvatorii și pompierii trebuie să intervină în situații excepționale. În Chișinău sunt aproape 15.000 de locuri de parcare, dar orașul are nevoie de vreo 75.000. Atât anul precedent și anul curent s-au depus toate eforturile pentru a îmbunătăți această situație și a crea această infrastructură. Mai mult ca atât, avem chiar proiecte în derulare la ora actuală. Mă refer la centrul istoric al municipiului Chișinău, proiect care prevede amenajarea a peste 6.000 de locuri de parcare. Potrivit unor statistici, în 2021 în Republica Moldova erau înregistrate peste 700.000 de automobile. Cel puțin o treime dintre acestea sunt în Chișinău. Cel de-al doilea volum din lucrarea Istoria Basarabiei, realizată de scriitorul Ion Țurcanu, a fost lansat la Muzeul Național de Istorie din Chișinău. Cartea prezintă evoluția civilizației românești în spațiul proto-nistrean și conține analize și detalii istorice, inclusiv despre originea denumirii de Basarabia. Volumul 2 al istoriei Basarabiei este unul complex. În cele peste 500 de pagini, cititorii vor găsi informații bine documentate despre istoria civilizației românești de la mijlocul mileniului 1 până la formarea statului medieval centralizat. Autorul a muncit în jur de 5 ani și s-a documentat din numeroase surse. Potrivit autorului, cartea nu e pentru școală generală, însă este utilă în învățământul superior. Este o carte de sinteză privind istoria Basarabiei într-o perioadă destul de complicată. Este vorba de așa zisul mileniu întunecat. Complicat în sensul că e foarte greu să o studiem din lipsă sau din cauza că avem foarte puține izvoare, insuficiente izvoare, mă refer în special la documente. Dar ceea ce se adună pe parcursul săpăturilor arheologice, iată, aceste materiale le folosim pentru a realiza astfel de lucrări. Autorul a studiat multe surse istorice, iar cartea este un bun instrument de lucru și pentru arheologi. Este o lucrare de discuție, o lucrare care pune probleme, așa, oferă anumite răspunsuri. Dânsul a încercat să pătrundă în această sursă. De exemplu, în problema caracteristicii așezărilor, caracteristicii locuințelor. Eu sunt un pasionat de istorie, în primul rând. Studiez tot ce ține de istorie în general și de istorie românilor în special. Sunt, pe de altă parte, un admirator al savantului istoric Ion Țurcanu. Am în biblioteca personală de acasă aproape toate cărțile de istorie. Are un orizont științific intelectual deosebit. Are spirit de observație, spirit critic. Ion Țurcanu este pedagog, istoric, memorialist, profesor universitar, dar și unul dintre foștii deputați care a votat declarația de independență a Republicii Moldova.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost decorat de Mitropolia Basarabiei cu ordinul jubiliar Gurie Grosu. Șeful statului a primit distincția cu ocazia împlinirii a 3 decenii de la reactivarea instituției de cult în Republica Moldova, subordonată canonic Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc miercuri în timpul unei întrevederi dintre Maia Sandu și înalt preasfințitul Petru, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Șeful statului a apreciat eforturile depuse de Mitropolia Basarabiei în promovarea credinței, valorilor creștine și slujirii aproape lui. Parisul intră în febra Crăciunului, dar mai nou și în cea a protestelor angajaților unui faimos centru comercial din capitala Franței. Ce îi nemulțumește pe vânzători aflăm în câteva momente la știri. Ies la ivel atrocitățile comise de ruși în Herson, unde au fost descoperite o cameră de tortură. Procurorii ucraineni spun că zeci de bărbați au fost închiși acolo. Unii au fost torturați, alții uciși. Vă atenționăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Militarii ruși au preluat un centru de detenție pentru minori la jumătatea lunii martie și l-au transformat într-o închisoare pentru bărbații care refuzau să colaboreze sau care erau acuzați de activitate partizană. Vecinii au spus că au început să audă țipete la aproximativ 6 săptămâni după ce militarii ruși au preluat clădirea. În plus, au văzut cum erau aduși oameni cu pungi pe cap. Maxim era unul dintre ei. Безпосередньо я потрапив сюди вже вночі. Спочатку це було якесь приміщення, якесь інший підвал. Я так розумію, ну, здогадуюсь, що це було приміщення або колишнього апеляційного суду, або підвал обладміністрації. Ну, ти знаходишся на якомусь стільці, зв'язані руки, на голові шапка, і коли щось не подобається, якщо розумів, це був електрошокер, яким били в район шиї вуха. Toți călăii din aceste locuri purtau mereu cagule, așa că nimeni nu le-a văzut vreodată chipurile. 4 катівні на звільненій території вже відомо, вони вже проведені відповідні огляди, встановлюються люди, які потерпіли від цих катувань, встановлюються їх родичі, свідки і таке інше. Оце четверте. Pe de altă parte, rușii care au fugit din Herson au lăsat în urmă liste cu agenții recrutați de FSB. Aceștia au colaborat cu forțele ruse de ocupație. Dosarele au fost găsite în garajul unei întreprinderi din regiune. Procurorii au găsit angajamentele recruților, dar și dosare penale fabricate unor cetățeni ucraineni din zonă. Judecătorii olandezi urmează să dea astăzi verdictul în cazul avionului Malaysia Airlines, doborât în 17 iulie 2014 deasupra Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul cursei MH17, care decolase de la Amsterdam și urma să ajungă la Kuala Lumpur, și-au pierdut viața. Avionul a fost doborât de o rachetă trasă de forțele separatiste proruse deasupra Ucrainei. Anchetatorii au descoperit că sistemul de rachete era adus din Rusia, iar procurorii au identificat 3 ruși și 1 ucrainean implicați în atentat. Este pentru prima dată când un tribunal străin se pronunță asupra rolului jucat de Rusia în luptele din Ucraina, după anexarea Crimeei în martie 2014. Parisul începe să intre în febra Crăciunului, dar sărbătorile de anul acesta apar umbrite de costul ridicat al vieții. Unul dintre cele mai cunoscute mall-uri ale capitalei franceze a aprins decorațiunile cu fastul obișnuit, dar acum și cu proteste ale angajaților. Aceștia cer creșteri salariale pentru a face față cheltuielilor tot mai mari. Galeriile Lafayette sunt un cunoscut loc de cumpărături și considerat o adevărată atracție a Parisului. Ca în fiecare an, responsabilii magazinului inaugurează cu mult fast decorațiunile de Crăciun, nu de puțin ori cu vedete și oficiali locali. De această dată însă momentul festiv a fost aspru criticat de angajații care au protestat în timpul aprinderii luminițelor. On revendique des augmentations salariales, ça fait des années on a rien et voilà, ils font du chiffre et ils nous oublient. Je travaille aux galeries Lafayette depuis 32 ans et aujourd'hui si on manifeste, c'est pour les augmentations salariales parce que on peut se rendre compte dans l'entreprise depuis X temps, vous avez 85% des employés qui sont payés au SMIC.
Asta înseamnă 1200 de euro pe lună, potrivit unei angajate citată de agenția Reuters, un salariu chiar sub media națională de aproximativ 1500 de euro. De la 1 august, guvernul francez a crescut salariul minim cu 2,01%, dar în condițiile scumpirilor de anul acesta, pentru mulți angajați nu înseamnă un ajutor suficient. Reprezentanții magazinului parizian și-au cerut scuze pentru că protestele au perturbat momentul festiv și afirmă că acestea nu reflectă ceea ce au numit un dialog social de calitate cu angajații. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!